Salutare și bine ați venit la etapa a 12-a. Jucăm cu Napoli și meci trecut tot cu echipa din Italia, cu Inter am jucat. Dacă n-ați văzut clipul, uitați-vă în spate cu un clip, așa că la vedeți acolo. Meret în poartă la Napoli. Eu știam că parcă era și Ospina, parcă, dar nu știu. Acum începem, avem primul atac, Yanis Hagi. E o pasă bună, o idee foarte bună aceasta. Andone n-a ajuns la minge, dar foarte interesantă această pasă dată de Yanis Hagi. Trebuie să ne facem jocul noi. De obicei începe mai prost. Meciurile ne scoate tătoșenă la început de meci, dar după ce ne revenim și câștigăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm fiecare meci dacă vrem să avem vreo șansă la câștigarea campionatului, altfel nu avem mari șanse. Dacă noi ne mai încurcăm o dată fără, aici cred că e offside sau nu știu dacă, suntem depostați, nu contează. Dacă noi ne mai încurcăm, adică încurcat înseamnă și un egal pentru noi, dacă mai facem un egal stupid, înseamnă că șanse minime la campionat și nu ne dorim chestia asta, să facem un campionat fără campionat mondial, adică ați înțeles. Aici trebuie să a trebuit să o fac, nu e ok, dar îi dădeau gol acum. Chiar dacă în prima parte a ieșit tătărușenu foarte bine, acum e important să nu luăm gol. Dar a fost un șut destul de slab, norocul nostru. Avem un apărător acum acolo, nu știu, nu vreau să schimb în partea aia, jucăm acum cu trei apărători foarte buni, toți sunt apărători centrali. Pintili era pus acolo pe poziție de apărător lateral. Dar sper ca Gardoș, că văd că e pe partea aceea, să se descurce foarte, foarte bine. Răzvan Marin pasă către Torci, care are viteză. Încearcă o pornire către Andone, dar acolo Koulibaly a fața, clar, nu pot. E foarte greu să căutăm aceste mingi lungi unde este și Koulibaly. Să încercăm să dăm spre către Stancu. Nu știu ce apărător e acolo, dar clar nu e Koulibaly de două ori. Pasă bună, posibil offside. Da. Foarte bună ideea, să vedem și... A, toți jucătorii noștri erau în offside din atac. Cu cine am fi jucat erau în offside. Neatenți. Aici nu e offside, doar că nu știu dacă avem viteza să ajungem la acest balon. N-avem viteză. Și cam asta cred că a fost prima repriză. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic. Da. Începem și a doua repriză. Păcat că este tot 0-0. Trebuie să dăm gol cât mai rapid. Și după chiar trebuie să ne apărăm pic. Avem doar 3 fundași. Dacă luăm un gol acum s-a terminat toată povestea noastră. Fiindcă e greu să mai dăm încă 2 goluri de acum. Nu e fault aici, a intrat la minge, asta a fost foarte clar, nu știu, a văzut arbitru, să mai vedem și noi o dată faza. Ia ca la picioare, da. Putea să lase așa, că n-a fost chiar așa de dură intrarea. N-avem cui să pasăm, trebuie să jucăm lung. Andone foarte bine acolo, ia prin planul, Yanis Hagi pierde, Manolas foarte bine s-a apărat acolo. A recuperat mingea chiar de 2 ori, Koulibaly exagerează cu urcarea. Dar cu noroc rămâne mingea la napoletani. Mai sunt doar 30 de minute. Insigne ține mingea în teren. Torje îl urmărește și un șut slab. Paolo, dar nu putem să reținem de mijloc de apărători celor de la Napoli. Offside, dar de ce îmi dai? De ce îmi dai foul când a fost offside acolo foarte clar? Mi s-a părut că a fi offside, la jucătorii celor de la Napoli. Haide, pasează mai repede, hai Torje, aleargă. Maolo, până aleargă Torje, recuperează Torje. Torje intră în careu cu șutul, Torje, bară, nu se poate așa ceva. Nu se poate să dai bară de acolo, băi, Torje, băi. Și este foul de al doilea cartonaș posibil? Nu.
El dă de acolo în bară, mai torce, mă, mai torce. N-ai învățat că trebuie să dăm goluri? Că fotbalul se joacă pe gol, nu pe faulturi astea inutile. Și pe bare. Bări. Recuperează torje. Dar n-avem cu cine să combinăm. Degeaba recuperează dacă n-avem cu cine să combinăm. Pasă prea tare către torje. E clar asta. Dar recuperează. Hai sus, 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 sus. Hai sus. Torje. Aoleo, până se ridică el. Până pasează. Puteam aici să fim băieți deștepți și să recuperăm mingea. Oh, no. Trebuie iar să dăm un foul de la Ciobănesc. Dar nu ne-a ieșit faultul Ciobănesc. Dă mai bine, ne scoate Tătărușanu. Las, las, că vă salvez eu, măi. Că voi nu sunteți în stare să dați un gol. Ne-am încurcat în meciul ăsta. Cred că am fost mult prea... să vezi că îi batem și pe ăștia. Și nu știu ce. Andone, singura noastră speranță. Urmărit de Koulibaly. No, nu, de ce centrare de asta așa? De ce centrare așa, băi, băi, dar de ce m-a dus pe mine capul să fac așa porcărie? Of. Tătărușanul meciului, bravo lui. Nu prea mă încântă cu nimic și distanța s-a făcut de 6 puncte. Tottenham a câștigat. Meciul cu Barcelona acum urmează. Da, cam asta a fost și clipul de astăzi. Până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!